ajunși la vârsta maturității, s-au căsătorit, s-au împlinit și cuvântul lui Dumnezeu a rodit așa cum am așteptat. Cununiile lor au fost diferite în luna aceeași zi, de aceea s-au gândit să facă o masă cu coriștii, pentru că amândoi sunt coriști, să facă o masă astăzi frumos cu coriștii, pentru că nu i-au putut invita pe toți și unii n-au putut participa la cununia lor, dar ca o mulțumire lui Dumnezeu adusă și acestor oameni cu care ei vin la Sfânta Biserică și îl preamăresc pe Bunul Dumnezeu. Se potrivește oarecum cu Evanghelia de astăzi, cu pilda din Evanghelia de astăzi, o Evanghelie absolut superbă. De fapt, care nu este superbă? Ori de câte ori citești un text din Sfânta Scriptură, dacă îl citit în aceeași zi de 10 ori, de 20 de ori, veți credea că de fiecare dată găsim altceva și alte învățături și mai profunde de fiecare dată. Atât sunt de pline de miez cuvintele Sfintei Scripturi. De aceea spuneam că deși oarecum coriștii se grăbesc să meargă la masă, să se vadă împreună, că ei sunt o familie, totuși am crezut de cuvință că e potrivit măcar câteva cuvinte să vă leg de suflet și să vă scot înțelesul acestei Evanghelii de astăzi, pentru că Evanghelia aproape că începe cu aceleași cuvinte și termină cu aceleași cuvinte. Cine are urechi de auzit, să audă. Așa încheie Evanghelia de astăzi. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce să audă? Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pilda este, cum am spus, minunat. E vorba de un sămănător. De un țăran care vine și seamănă ogorul pe care l-a pregătit. Și aruncă sămânța frumos. Cum s-a aruncat cu mâna pe vremuri, nu cu mașinăriile care se fac astăzi. De-aia era atât de pâinea. Și pâinea se făcea cu mâna. Și grâul se semăna cu mâna. Și ogorul se săpa cu mâna. Era sudoarea frunții și truda și sufletul pus de țăran acolo. Acum totul e mecanizat și așa e și gustul. Pe măsură. Ei, sămânța aceasta a fost aruncată și se aruncă mereu ca un dar al lui Dumnezeu peste noi. E vorba de învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, de cuvântul Său dumnezeiesc și cuvântul purtător de har și de adevăr. Cuvântul e cuvânt. Transmitem ceva prin cuvânt fiecare dintre noi și atunci când vorbim. Cuvântul acesta a fost semănat. Ei bine, ne spune Mântuitorul, el de aceasta o spune în fața ucenicilor Săi, care la un moment dat, iată, și spun, dar ce vrei să spui cu asta? Că nu prea te înțelegem. Ce vrei? Și atunci Mântuitorul le explică. Le explică ce a vrut să spună. Și a spus, uite ce însemnează. Cuvântul, sămânța pe care, de care eu vă vorbesc, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și urmăriți numai ce se întâmplă cu sămânța, când aruncă sămănătorul. Ce se întâmplă cu ea? O parte, zice, o parte din sămânță cade pe drum, pe loc pe unde circulă toată lumea. Și aici avem o bucățică unde vine țăranul de aici și seamănă într-o toamnă, seamănă porumb, într-una seamănă grâu. Anul ăsta a fost cu grâu. Și într-adevăr am găsit plin de boabe de grâu după ce a plecat el așa pe stradă. Veneau păsările și se hrăneau și le mâncau. Această sămânță nu poate aduce rod. Rodul împlinit își face și ea un rost, că hrănește niște păsări, dar nu-și atinge scopul pentru care a fost destinat, adică sămânța să ajungă în pământ.
Și spune Mântuitorul, altă parte din sămânță, zice, cade între burieni, între spini. Căzând între burieni, normal, burienile totdeauna sunt mai puternice. Dar stupă, le sufocă, nu se poate dezvolta bobul de grâu, chiar dacă înflorește și îl vezi spic, nu dă rod. E gol spicul. Altă parte, zice, cade în pământul cel bun. Cade în pământul cel bun și roditor. Și aici, zice, el se dezvoltă, crește și dă rodul cel pe care îl așteaptă semănătorul. Dragii mei, eu când botez aici, când fac botezuri, întotdeauna țin să spun tinerilor, dragii mei, bun, l-am botezat pe copilașul, l-am încreștinat, l-am prezentat Bunului Dumnezeu, l-am dat în mână, că asta însemnează când se închină. La sfârșit, copilul este închinat la icoane și dus în altar. Îl prezentăm, Doamne, uite, îți mai aducem unul. Primește-l, te rog frumos. Te rugăm cu toții, primește-l în brațele tale părintești și poartă-i tu de grijă. Înscrie-l în cartea vieții, se spune într-o rugăciune de la botez. Doamne, zice, înscrie-l și pe acesta în cartea vieții tale veșnice. Și le spun credincioșilor noștri, părinților și nașilor, care au o responsabilitate, dragii mei, l-am botezat acum, l-am încreștinat. Este copilul lui Dumnezeu. Dar purtați-i de grijă de acum înainte. Dacă pui o floare într-un ghiveci, dacă pui un pomișor într-o grădină, păi nu l-ai pus, l-ai călcat bine și ai plecat și bună ziua. Nu? A doua zi vii și vezi dacă mai are apă, a treia zi și a patra zi la fel, dacă nu s-o răsturnat, dacă nu a venit cineva, și porți de grijă până când îl vezi mare și frumos și până când intră el pe picioarele lui în viață și are responsabilitatea deplină a vieții lui. Dar până atunci, el trebuie pregătit. Este ca și ogorul cel bun. Vedeți acolo unde e bătătorit, unde e piatră, unde e drum. N-are cum să crească unde spin și bălării, unde nu-i deprișat, unde nu-i lucrat. Terenul așa cum se cuvine. Vedeți acum cu tehnica pe care o au țăranii, o fac ca și straturile înainte. Cât era de greu înainte, mi-aduc aminte. Am fost și la plug, așa, și mi-aduc aminte tata cum drobea cu toporul și cu sapa. Bolovanii aceia mari, de multe ori, erau atât de puternici, că n-aveai cu ce grapa. Ce era o grapă, că mergea pe deasupra lor? Era nimica toată. Acum se face ca stratul. Așa trebuie pregătit pământul. Și dacă pământul nu dă roadă decât în astfel de condiții, oare sufletul omului nu este tot la fel? Și mai ales a copiilor, și mai ales în lumea de astăzi. Ați văzut la cei care spune sămânța care cade în buruieni, zice, nu a crescut și nu s-a dezvoltat pentru că spinii și bălăriile și grijile lumești și interesele lumii și banul și toate celelalte ne copleșesc și ne rup, ne iau din drumul nostru spre rodire și fac ce vor din noi. Cam așa se întâmplă, iubiți credincioși. Haideți să ne analizăm fiecare dintre noi și să vedem cât am fost pământul cel bun, cât am fost plin de buruieni și de spini și de pălămidă și de griji lumești și de... Că toți am venit aici din grijile lumești. N-am venit de... așa, că n-am avut ce face. Am venit din griji lumești. E bine că am venit. Și trebuie să căutăm ogorul vieții noastre. Dar să nu renunțăm, iubiți credincioși, la ceea ce este esențial vieții noastre. Să nu renunțăm la aceasta. Omul și oamenii s-au sfințit și în închisori și în pușcării, mai ales acolo. Au fost oameni care printr-o suferință, care au dat viața lor
după ce au suferit ani și ani de zile, zeci de ani în închisoare, și au rezistat, și toți spun acum, și mărturisesc, am rezistat prin credință în Dumnezeu. Mi-am păstrat verticalitatea și am spus, bun, și ce dacă mor? Mor a doua zi. Dar să mă fac un trădător, să mă fac un mincinos, să-mi trădesc pe fratele meu și pe sora mea și pe prietenii mei și pe camarazii mei și pe... Nu! N-am să fac aceasta. Mai bine mor. Dacă ei acolo au putut să fie oameni și să-și păstreze demnitatea lor, conștiința lor, sufletul lor și au dat rod, acesta e rodul vieții. Să te păstrezi și să aduci rodul până la sfârșitul vieții. Și au ajuns toți mărturisitori, unii sfinți dintre ei. Eu cred că toți care au murit în închisori sunt sfinți. Pentru că au murit pentru o cauză dreaptă, pentru adevăr, pentru binele poporului lor, pentru binele lor și al lor numai. Da, iubiți credincioși, aceasta este gândirea teologică, gândirea creștinească a vieții noastre. Dacă știm să ne pregătim ca un ogor care să aducă roadă. Pentru că Hristos, vedeți, Hristos seamănă cuvântul Său în sufletele noastre permanent. Totul este însă ca noi să înțelegem ceea ce El spune. Și unde nu înțelegem, să mergem să întrebăm și să ne interesăm. Vedeți, și apostolii au întrebat, Doamne, ce vrei să spui cu asta? Să mânță încolo, să mânță încoace, cadem dincolo, ce vrei să spui cu asta? Te rog, te rugăm fierbinte să ne explici. E singura pildă pe care o și explică Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că e foarte important. Este foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu să nu intre pe ureche și să iasă pe alta. Și cuvântul lui Dumnezeu să fie pătruns, să rămână în sufletele noastre și să dea rodul pe care îl așteaptă Bunul Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Aceasta este pilda frumoasă și minunată. Citiți-o și acasă, iubiți credincioși, și încercați să aprofundați dumneavoastră textul acesta atât de minunat și veți descoperi multe și multe lucruri încă noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem pământul cel bun, să dăm roada câte ne putem fiecare dintre noi, pentru că în felul acesta ne vom mântui sufletele noastre. Amin.